Lucrările la podul care va lega localitățile Șoldanu și Radovanu peste râul Argeș vor fi finalizate la sfârșitul acestui an. Conform informațiilor furnizate de către reprezentantul constructorului, termenul de finalizare este stabilit pentru luna noiembrie 2021. Însă, din cauza faptului că au demarat târziu lucrarea, cel mai probabil în luna decembrie vor închide șantierul de la Radovanu. Valoarea investiției este de peste 6 milioane de lei, iar la ora actuală podul este realizat în proporție de 70%. Eu cred un singur lucru, că ceea ce ați făcut voi la Căldraș, cred că e un proiect unic, să-l spunem, investițiile pe care Ministerul Transportului le-a abandonat, iar noi să putem să facem această utilitate în urma unor ședințe care au fost convocate de Primăria Comunei Radovanu, cu toți am fost prezenți. Și am dat curs, să spunem, solicitărilor cetățenilor din Comuna Radovanu, Comuna Șoldan. Aici erau niște fermieri care au pământul în stânga-dreapta și nu puteau să se deplaseze cu utilaj. Acest pod din tubul confecționat e un pod provizoriu care urmează să fie desfințat după construcția acestui pod. Această inițiativă, domnule deputat Nichită Coarnă, este cel care ai dorit să ne prezentăm, să vedem stadiul lucrărilor la momentul acesta. E necesar să venim, să verificăm stadiul lucrărilor, pentru că uitați-vă ce pod rudimentar de 30 de ani, zic eu, nimeni n-a încercat să distrugă sau să construiască, să pună ceva în loc, așa cum Consiliul Județean Călăraș, condus de dumneavoastră, încearcă și o să realizeze acest proiect important, pentru că am văzut, m-am uitat pe contract, în 2022, în decembrie, o să fie gata, o să punem în funcțiune un pod funcțional. La inițiativa și cu investițiile Consiliului Județean Călăraș, am observat că este o investiție undeva la aproape 5 milioane de euro, dar merită, pentru că aici sunt foarte multe localități care, practic, în momentele de timp nefavorabil, erau într-o imposibilitate de a mai comunica. Și lucrul ăsta trebuie scos în evidență, faptul că avem investiții ale Consiliului Județean, faptul că avem soluții, faptul că venim întotdeauna alături de oameni și pentru oameni. Consiliul Județean Călăraș este alături de locuitorii județului Călăraș. E o promisiune, pe care noi am făcut-o cetățenilor în ședința publică care a avut loc în Căminul Cultural, că vom veni. Nu știți ce mă deranjează? Mă deranjează un lucru. Știți fabula cu musca la arat? Sunt unii care se urcă pe munca noastră, dumneavoastră. Gen doamna primar de la Radovanu. E pe teritoriul domniei sale? Nu e pe teritoriul țării, e pe teritoriul României. Nu e teritoriul domniei sale, e teritoriul județului Călăraș, al comunei Radovanu, sigur, cu Șoldanu și așa mai departe. Iar faptul ăsta cu musca la arat pe mine mă deranjează. Și atunci trebuie să spunem lucrurile pe nume. Investiția este a Consiliului Județean, lucrarea este finanțată și va fi în tot... Aparține Consiliului Județean Călăraș sub mandatul președintelui Vasile Ilieț. Restul sunt povești. Dar cel care a fost prezent la acea ședință, Ștefan Radcu, unde e cel cu Radio România Actualități, erau prezent atunci cu emisiunea Satului și a fost prezent la momentul când am avut și acea ședință. Stadiul lucrărilor, aici cred că... Hai, vino cu aici, că tu ești comunicatorul echipei, firma, să spunem, să o citim noi de aici... ECC Inc. Da? Firma din București, cu rădăcini la Călăraș. Să zic așa, că dacă nu erai cu rădăcini la Călăraș, nu veneai să licitezi lucrarea de la Consiliul Județean. Să zicem că e un... Da. S-a făcut plata parțială la factura pe care ați depus-o. Deschiderea bugetară a fost, în estimările pe care dumneavoastră le-ați făcut, a fost făcută mai puțin decât estimați că o să lucrați, ați lucrat mai mult decât estimați, am făcut și corecția cu legislația în vigoare, corecția scumpirii fierului, pentru că dumneavoastră ați licitat cu un preț mai mic, acum am adăugat reglementările în vigoare pe lege și v-am corectat, să spunem, creșterile de preț. Atât cât a permis legea. Cât a permis legea, am fost lângă voi. Contractul va fi respectat în tocmai, adică să înțeleg că va fi dat în folosință în decembrie 2022, așa ca să rectificăm, termenul este noiembrie 2021, anul acesta. Anul acesta are până... Okay. Iar valoarea proiectului este 5.200.000 de lei plus TVA. S-a majorat cu 1.000.000. Și s-a majorat. 5 milioane de lei, înseamnă că mi-a dat greșite. Ok, e regulă. 5 milioane de lei,
da, să nu fie drumul de la mi-a dat cineva 411. Mi-a dat, să nu fie drumul. Ok, e regulă, e regulă, 5 milioane de lei pentru că am primit. Da, la momentul ăsta s-a majorat cu 1 milion de ron creșterile prețurilor la metale. În momentul ăsta fiind aproape numai din confecție metalică, cred că putem să spunem să continuăm și să putem să fim în grafic. Aici decizia de majorarea termenului e în funcție și de dumneavoastră, cum estimați? Dacă noi suntem conform la ceea ce am discutat. Noiembrie 2021, adică peste o lună? Ăsta este termenul, conform începerii lucrărilor care a început totuși cu întârziere, mă rog, din diverse probleme apărute. Și credeți că va fi termenul? Păi noi termenul avem noiembrie 2021, încercăm să-l respectăm conform la documentele transmise până în prezent. Rebelionul, probabil, dacă de rebelionul 31 decembrie să fie gata. Este posibil pentru că venind timpul rău, procedurile de vopsitorie, de sudură nu se mai pot face pe timp nefavorabil, exact. Posibil să fie pe anul. Să ne dați câteva viitor date tehnice despre pod. Ce tip de pod? Este un pod care e în totalitate confecționat din metal, cu o lungime de 110 metri. Are pilele realizate din aceste țevi rotunde de metal. De obicei ele sunt din beton. Un proiect mai atipic și mai complex, care ne-a dat bătăi de cap înainte să începem, dar ne-am mișcat mai bine decât ne așteptam. Și cum protejați pilele de metal la uzura? Prin, mai exact, nu ruginesc, adică dacă stau în apă și sunt în... Am respectat procedura de vopsitorie conform documentației. Sunt tratate. Domnul viceprimar. Sunteți acum aici, s-a fost unul dintre inițiatorii acestui proiect și solicitarea pe care dumneavoastră o faceți de mai mulți ani și de la mai mulți președinți care v-au promis că vor pune în practic acest proiect. Uite că a venit echipa Iliuță, echipa care a promis în urmă cu 3 ani de zile că vom face acest pod. Chiar l-am certat pe domnul state, consilier județean, că nu vrea să voteze. Votul căruia s-a trecut în domeniul public al comunei, în domeniul public al județului. Avea nevoie de 2/3 și domnul state s-a încercat să abțină la vot și am spus, te voi spune cetățenilor din comuna Radovanu și din Joldanu că nu vrei să le aprobi investiția să fie preluată de consiliul județean. Așa s-a preluat trecerea prin vad, așa se numește acest pod, trecerea prin vad s-a preluat de consiliul județean și în momentul în care am preluat un patrimoniu Consiliul Județean, primul lucru am făcut studiul de fezabilitate și am scos proiectarea, pus execuția la licitație. Se numește pod provizoriu de metal, așa se numește. Aceste poduri provizorii erau pe timpul construcției canalului Dunăre Marea Neagră București, care avea ca și scop tranzitarea către localități provizorie în perioada, să spunem, construcției canalului. Noi am respectat ceea ce aveau ei ca și proiectare, ca să de la Iptana, proiectantul Ministerului Transporturilor, să putem să punem în practică proiecte pe care ei le aveau în calcul și să le putem imediat în procedura de construcție și de finalizare acestui pod. Să finalizează podul, dacă am înțeles cu domnul director al firmei de construcții, dacă nu se va finaliza în noiembrie datorită timpului că nu permite suduri, cred că o să fie o prelungire de câteva luni până în primăvară. Nu e nicio problemă, domnul președinte. Așa cum am stat de la revoluție, toată lumea ne-a promis că se va realiza. Numai că mandatul trecut, când erați președinte pe mandatul trecut, așa cum ați relatat anterior, am o ședință la primărie, la Cămin Cultural Radovanu, unde au participat cetățenii, comunii Radovanu, cetățenii comunii Șoldanu. Și noi asta ne-ați promis că vă veți lupta să ne faceți un pod. Drept pentru care, sincer, nu prea am crezut că ne-au mințit toți până acum. Și vă mulțumesc în numele localității noastre pentru locul acesta. Ne-ați făcut 411. Ați pentru Radovan ați făcut două obiective. Deci 411 și podul de traversare al lui Radovanu Șoldanu. Sincer, nu mă așteptam. Pentru mine e o minune.
că nu credeam că o să trăiesc să văd și treaba asta. Și vă mulțumesc. Da, mulțumesc. 411 și podul ăsta în totalitate este, dacă vreți, o lucrare extrem de bine documentată și însușită și, dacă vreți, investită de către președintele Vasile Iliuță. Aici costurile totale sunt de 6 milioane de euro pentru că am primit eu niște date eronate. Deci de 411 plus. Da, împreună de 6 milioane de euro. Sunt 6 milioane de euro. Lucrări foarte bine, foarte bine așezate din perspectivă tehnică. Eu am urmărit îndeaproape aceste obiective și s-a lucrat bine, s-a lucrat exact conform contractelor pe care dumneavoastră le-ați negociat cu constructorii și sunt lucruri bune, sunt lucruri așezate, adică nu am construit ceva care se dărâmă în 3 zile. Ați făcut niște lucruri serioase, iar Partidul Social Democrat este alături de oameni și încearcă să vorba să semene cu fapta. Știți că până acum oamenii erau total dezamăgiți din simplu motiv pentru că politicienii promiteau un lucru și nu realizeau, aia însemna că fapta nu semena cu vorba. Iar Partidul Social Democrat la Călăraș transpune în practică acest principiu fundamental, aceea că vorba seamănă cu fapta și noi spunem ceea ce simțim și simțim ceea ce spunem. De aceea suntem astăzi aici să transmitem un mesaj clar. Investiția este a Consiliului Județean Călăraș prin președintele Vasile Iliuță, sigur, cu votul consilierilor majoritari ai județului Călăraș. Ați văzut că l-a dat exemplu pe domnul Stade Laurențiu. Deci lucrurile sunt așezate fix în această paradigmă. De 30 de ani nimeni n-a fost capabil, n-a fost în stare să realizeze o lucrare. De 30 de ani. De 30 de ani, nu, eu aș fi curios să verificăm primăria Radovanu câte facturi sunt băgate acolo de niște unii care sunt pe la Prahova. Acum să vedeți câți bani s-au furat pe acel prod. Că tot timpul trebuia întreținut. Din cauza asta n-a fost făcut o investiție serioasă. Ca să putem fura cu factura de pe podul pe care îl aveți acum în imagine, cel în folosință, la acela mă refer. Acum, sigur, lucrurile s-au așezat într-o logică clară. Avem termene de garanție extrem de mari. Sunt lucrări solide, lucrări așezate, lucrări făcute cu temeinicie și asta, încă o dată spun, în mandatul PSD al domnului Iliuță Vasile. Aș spune că m-aș întoarce în 2016 și aș spune că, exact cum a spus domnul viceprimar David, la momentul la prelorii mandatului, primele priorități au fost drumul 411 și al doilea trecerea privată, acest pod. Aceste două lucruri au fost ca priorități la preluarea mandatului. Sunt la al doilea mandat, sunt în primul an, trebuie să-l pun în raportul anului care a trecut. Cele două promisiuni pe care le-am făcut la preluarea mandatului 2016 astăzi devin realitate și aici, ca să fie realitate aceste promisiuni, sunt cei doi vicepreședinți cu mine, Ion Samuil și Mihăiță Beștea, și avem și viceprimarul comunei Crivăț, care nu m-au lăsat și m-au... Crivăț Budești, da, acolo. Deci urmează și acolo, dar ăsta era unul din priorități. Cel de la Budești e mai funcțional decât acest cod din Vad. A fost mai bine executat ca să poată fi traversat către Crivăț. Dar putem să spunem, domnule viceprimar, suntem siguri că... ne-ați rugat. Da. Noi, Consiliul Județean, am venit și am realizat promisiunile și drumul 411 care vă deservește, legătura cu Giurgiu. Se lucrează intensiv, aproape în finalizare lucrarea. O să mergem și acolo să vedem drumul, dar acum la pod aici. Acest pod e de folosință și pentru dumneavoastră. Extraordinar de folositor, pentru că atunci când sunt viituri puternice și avem probleme, avem foarte puțin brațe și scurtăm kilometri și economisim. Câți kilometri oculeați până la Oltenița, ca să puteți? 50 de kilometri. Poate. Da, 50 de kilometri. Da, înseamnă că noi astăzi am promis și am realizat promisiunile pe care le-am făcut față de dumneavoastră comunitățile din Șoldanu, Crivăț și Radovan. Domnule Mihăiță Beștea, ești unul cel mai legat aici de Oltenița, aproape de cele trei localități pe care le-am pomenit. Da, domnul președinte, într-adevăr o promisiune care a contat foarte mult în alegerile din 2020. Cetățenii au avut încredere în noi că vom duce la îndeplinire aceste promisiuni pe care, și aceste obiective pe care le-am asumat. Am reușit din niște localități care erau izolate și nu mă refer aici numai la Crivă și la Radovanu, dar și la Cășoare și la avem printre noi chiar și pe primarul comunei Cășoarele.
Da, localități care erau izolate și pentru a putea ajunge în diferite direcții nu aveau decât un singur traseu, și anume din localitățile lor spre Olteința ieșire pe DN4. Prin aceste investiții am reușit să legăm cele 3-4 localități între ele, Cășoarele, Chirmân și Radovanu și Crivăț. Prin acest pod am reușit să ne conectăm și cu DN4 ieșirea spre București, spre Oltenița. Și mai mult decât atât, domnul președinte, știți foarte bine că avem în reabilitare încă două drumuri județene, mă refer aici la 402 și 403, care odată cu realizarea și acestor două investiții, cetățenii din comunitățile pe care le-am enumerat mai devreme vor ajunge la autostrada Soarelui undeva în 30 de minute, vor ajunge în partea de nord a Bucureștiului în maxim o oră și vor fi în sfârșit conectate la județul Călăraș și la tot ce înseamnă investiții în județul Călăraș. Domnule primar, cum vă ajută acest pod comuna Cășoarele? Acest pod este binevenit în primul rând pentru cetățenii comunei Radovanu, Chirnogi și Crivăț, pentru că vor traversa mult mai repede distanța pe care are spre București. Este un real ajutor pentru ei. Noi sperăm la un drum care se lege Cășoarele de Radovanu, tot la fel pentru a scurta distanța către București. Pentru agricultorii din zonă este ceva extraordinar. N-au avut așa ceva de la Ceaușescu încoace. Probabil, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, veți începe să construiți și podul de la Crivăț-Budești. Și din câte se pare, lucrurile merg spre bine. Echipa care a câștigat județul Călăraș își face treaba. Oamenii deocamdată sunt mulțumiți și se construiește și nu suntem în campanie electorală. Da. Bine, domnule primar. Domnule Samuilă, sunteți cel care, să spune, ați asigurat cele două treimi ca preluarea trecerii primar să fie preluată de Consiliul Județean. Da, domnule președinte, sunt la al treilea mandat în Consiliul Județean și cunosc istoricul acestor treceri prin vad. Noi toamna și primăvara trebuia să alocăm bani de la Consiliul Județean pentru aceste treceri prin vad, care în afară de faptul că nu sunt foarte, foarte practicabile și la fiecare viitoră exista pericolul să fie luate, intrăm în această investiție și într-o legalitate, pentru că un pod făcut conform standardelor ne oferă posibilitatea să circulăm legal și să facem legătura în cele localitățile dincolo de Argeș. Acum vreau să vă spun că este o investiție curajoasă, pentru că această investiție este total din bugetul Consiliului Județean și nu este ușor să aloci o sumă atât de importantă, având în vedere alocările bugetare care au fost anul acesta. Dar nu ne plângem, avem investiții, vrem să facem investiții, ne ținem de promisiuni și nu ne ținem de promisiuni doar de dragul promisiunilor, și sunt promisiuni făcute în urma unor solicitări și este vorba de niște necesități de intrare în normalitate și de a circula între localități în condiții normale și decente. Avem și drumuri, avem 411 care este în proporție de 70% finalizat. Podul acesta acum o să depindă foarte, foarte mult și de condițiile meteorologice, dacă o să ne permită să lucrăm, să nu vină înghețul. Sperăm, ține legătura cu constructorul. Noi avem fondurile necesare pentru finalizare și cu siguranță lucrarea o să termine și o să fim prezenți și la inaugurarea acestui pod, cu toată lumea prezentă și cei care beneficiază de această lucrare. Da, mulțumesc, domnul Samuilă. Uite, aici avem doi, să trecem și la cei interesați. Consilierii locali, cei care au fost cu inițiativa, Ionuț Gălbinașu și Bucur Ion. Sunt și fermier, nu? Fermier și consilier local, da? Dar mai presus de toate, suntem cetățeni acestei comune.
și eu pot să vă spun recetatul, domnule președinte, unde există voință și seriozitate, unde există voință și seriozitate, se pot face multe realizări. A fost o promisiune făcută de dumneavoastră în campanie electorală, o promisiune pe care au făcut-o și alți politicieni timp de 31 de ani și pe care nimeni n-a onorat. De aceea, în primul rând, ca cetățean, vă mulțumesc pentru că v-ați onorat promisiunea. Acest obiectiv este extrem de benefic atât pentru cetățenii comunei Radovanu, pentru Șoldanu și pentru noi toți. Încă o dată, dumneavoastră ați înțeles că și Radovanu trebuie să fie prioritate pe harta județului și aici mă refer la investiții. E o lucrare mai mult decât ne puteam noi de imagina că va fi de aceasta Deci, repet, unde există voință, seriozitate, să poate. Mulțumim întregii echipei Consiliului Județean, domnul președinte Vasile Iliuță, domnul deputat Coarnă, care este extrem de alături de întreaga comunitate și ne bucurăm că această investiție...